Bună dimineața! Vă mulțumim foarte mult pentru prezența online la webinarul organizat alături de partenerii noștri de la Fortinet, în cadrul căruia vor fi prezentate soluțiile care facilitează lucrurile la distanță inevitabil în această perioadă, dar în condiții de securitate. O să vă rog să-mi scrieți în zona de chat dacă mă auziți bine, să ne asigurăm că este o comunicare eficientă. În regulă, mulțumesc tare mult. Îi avem alături de noi și le mulțumesc pentru disponibilitate pe Sever Neacșu, Channel Account Manager Fortinet România și pe Silviu Pufan, Pre-Sales Systems Engineer la Fortinet. Noi la Quartz Matrix considerăm extrem de important să discutăm în fiecare zi despre securitate cibernetică și poate că este cu atât mai esențial în aceste zile când lucratul de acasă a devenit în mod forțat o nouă modă și toate organizațiile au cumva obligația de a se asigura că personalul nu va fi afectat, că datele cu care lucrează și de care se folosește în fiecare clipă sunt disponibile și în siguranță. O să vă menționez că în partea dreaptă, în zona de chat, puteți pune întrebări, aveți și o zonă de Q&A. Pe tot parcursul webinarului, chiar vă încurajăm să folosiți cele două zone. Eu voi urmări de aproape și voi transmite întrebările și vă asigur că veți primi răspunsuri la toate. Bun, nu o să mai lungesc introducerea. Bună dimineața, Sever! O să te invit să ne spui câteva cuvinte despre modul în care privește Fortinet importanța securității cibernetice. Te-am făcut presenter. Nu te auzim deocamdată. Până au sever. Acum. Bună dimineața, Silviu Pufan. Până reușiște sever să rezolve problema audio. Ah, ok. Da? Haideți să încep eu. Haideți să încep. Eu să share-esc și ecranul. Mai puțin. Ok, până reușești să faci share la ecran, o să vă spun două, trei cuvinte despre Silviu. Silviu are o experiență de peste 15 ani în realizarea de soluții complexe de securitate și networking. El a fost implicat în proiecte importante în România pe analiză, proiectare de soluții, implementare sau testare și la Fortinet este responsabil și cunoaște foarte bine întreg portofoliul Fortinet, oferind suport nu doar în țară, ci în toată regiunea de sud-est a Europei. Mulțumim pentru prezență, Silviu, te rog. Mă auziți acum? Acum îl auzim pe server. Ha, perfect. Scuze, da, mi-au făcut ceva probleme căștile și am trecut direct pe microfonul de la laptop. Sper să mă auziți ok. O să încerc să stau cât de aproape pot de el. Da, te auzim bine. Acum poți să faci share la conținut. Dacă... Perfect. Oh. Să-mi spuneți cum vedeți ecranul. Da, e bine. Ok, perfect. Numele meu este Sever Neacșu. Sunt parte a echipei Fortinet în România. O să am o scurtă prezentare azi despre Fortinet, despre cum și ce provocări am identificat noi în rândul clienților și cum rezolvăm noi Fortinet aceste provocări. Mai apoi Silviu să discute mai detaliat despre tehnologiile Fortinet. Ok. O să încep cu un slide destul de curajos.
Noi considerăm că suntem number one cyber security în lume, companie din lume. Și de ce spunem acest lucru? Este pentru că Fortinet este vendorul cu cei mai mulți clienți worldwide, peste 440.000 de clienți. În același timp, 30% din toate firewall-urile vândute global sunt firewall-uri Fortinet. În același timp, în ceea ce privește certificări third parties, cum o să vedeți într-un slide mai în față, avem cele mai multe recomandări din partea laboratoarelor de test independente. Ca și număr de patente, avem undeva la 660 de patente. Deci asta spune multe despre inovația Fortinet. Și în același timp, unul din cel mai mare portofoliu în această piață de cyber security. Și câteva cifre financiare pentru anul 2019, billings-urile au fost undeva la 2,6 miliarde și ca și valoare de piață la bursă, compania în momentul acesta este evaluată la 18 miliarde. Asta poate verifica oricare dintre dumneavoastră. O să observați că dacă vă uitați la competitori, este evaluat la mai puțin. Și aici vorbim de Palo, Checkpoint, care sunt sub această valoare. Ok. Cum vă spuneam, suntem o companie de tehnologie, dar inovarea este cel mai important factor. Și această inovație a fost cumva construită, să zicem, în jurul a trei stâlpi. Primul este FortiOS. Sistemul nostru de operare, care este același sistem de operare pe toate tehnologiile pe care le producem noi, iar acest lucru ne ajută să integrăm 20 din aceste produse și să avem acest security fabric și acest approach de platformă de securitate. Apoi vorbim de SPU, Security Processing Unit, unde suntem singura companie care dezvoltă și produce procesoare dedicate pentru securitate și avem acest approach de procesor dedicat în funcție de workload. Și de obicei această strategie hardware comparativ cu strategia software des întâlnită oferă undeva de 3 până la 47 ori mai multe performanțe. Și ultimul stâlp ar fi FortiGuard Labs. Acestea sunt propriu-zis laboratoarele noastre care analizează evenimentele de securitate. Analizează undeva la 10 miliarde de evenimente pe zi și în baza acestor evenimente de securitate, echipa aceasta de intelligence face serviciile de securitate pe care noi le vindem. Ca de exemplu IPS, antivirus și așa mai departe. În ceea ce privește Gartner, este al 10-lea an la rând când ne aflăm în cadranul magic de firewall, de network firewalls, iar în total Fortinet ne aflăm în 6 cadrane magice, pe lângă firewall, în cel de CM, de web application firewall, wired and wireless, endpoint protection și mai nou și cel de SD-WAN. Ce vă spuneam mai devreme despre certificări third parties, cei de la NSS Labs ne-au dat 9 din 9 recomandări, undeva la mai mult de jumătate față de următorul competitor. Și aceste recomandări, cum vedeți în dreapta, sunt pe diferite tehnologii ca Next Generation Firewall, Data Center IPS, WAF, SD-WAN și așa mai departe. În același timp, educația și trainingurile sunt foarte importante, foarte importante pentru noi și să transferăm know-how-ul de la noi către dumneavoastră. Și platforma care ne permite acest lucru este platforma NSI, platforma de certificări, atât tehnice cât și non-tehnice. Este structurată pe 8 niveluri, dintre care primele 3 sunt non-tehnice. Iar primele două, chiar de anul acesta, sunt deschise pentru oricine dorește să le parcurgă. Și global sunt undeva la 275.000 de oameni certificați și 230 de academii, dintre care sunt și în România, Academii Fortinet.
care sunt făcute în parteneriat cu diferite facultăți. Ok. În ceea ce privește provocările pe care le-am identificat noi în rândul clienților, toată lumea discută de digital innovation, digital transformation. Probabil toți dintre dumneavoastră ați auzit de digital transformation. Este real, se întâmplă indiferent de domeniul în care activați, trebuie să vă aliniați la aceste noi tendințe digitale. Și bineînțeles că acest lucru în viziunea noastră vine și cu un security transformation. Security transformation se produce în principal datorită faptului că suprafața de atac se extinde, perimetrele care înainte erau destul de limitate, acum se extind și suprafața de atac este mult mai mare. Atacurile devin din ce în ce mai sofisticate și mai multe. În același timp, complexitatea ecosistemelor și departamentelor IT devine din ce în ce mai complicat. Și nu în ultimul rând, compliance și evoluția continuă a reglementărilor la care suntem supuși toți. Ok. În ceea ce privește suprafața de atac, înainte vorbeam de suprafață destul de limitată. Acum vorbim de la device-uri pe care le cunoaștem, device-uri pe care nu le cunoaștem, IoT, bring your own device și așa mai departe, spre network, switching, Wi-Fi, WAN, 5G, în parte de compute deja discutăm de public cloud, private cloud, hybrid cloud, software as a service, hyperscale și așa mai departe. Suprafața de atac devenind foarte, foarte, foarte mare și din ce în ce mai greu de protejat. Apoi, amenințările devin din ce în ce mai complexe și numărul lor este din ce în ce mai mare. După cum vedeți, în 2019 a depășit 5 miliarde, iar acolo cu albastru vedeți cum au evoluat atacurile de tip ransomware care au explodat în ultimul timp. În ceea ce privește complexitatea sistemelor, un studiu recent spunea că în medie un departament IT are undeva la 20 de vendori, deci lucrează cu 20 de vendori. Dintre dintre toate aceste departamente IT, undeva 35% au între 10.000 și jumătate de milion de alerte de securitate pe zi. Dintre aceste alerte, undeva la doar la 24% sunt analizate. Deci răspunsul manual tinde să fie sinonim cu un răspuns încet. Și în același timp, o altă problemă, un alt challenge pe care l-au clienții este lipsa oamenilor trainuiți, lipsa oamenilor cu cunoștințe foarte bune de securitate cibernetică. Și nu în ultimul rând, ce vă spuneam despre compliance, diferite rigori și certificări PCI, NIST, GDPR, care toată lumea îl știe, ISO, în continuare healthcare-ul și finance-ul sunt cele mai reglementate probabil domenii din industrie. Cum rezolvăm noi Fortinet toate aceste provocări pe care clienții le au? Este prin Fortinet Security Fabric. Recomandarea noastră este să nu aveți o abordare și să luați în calcul 10 vendori diferiți și să aveți o abordare spre o platformă de securitate. Mai bine luați în calcul 2-3 platforme de securitate care lucrează împreună și poate să comunice între ele. În cazul Fortinet Security Fabric, firewall-ul este în centru, iar în jurul lui sunt aceste tehnologii din portofoliul nostru, printre care, nu știu, Access, Endpoint, SOC, Application, care comunică între ele, astfel putând atinge acele puncte scrise în partea stângă, de faptul că acoperă toată suprafața de atacuri, este integrată, deci scade complexitatea, iar din această integrare rezultând automarea, reușind să aveți răspuns automat la diferite incidente de securitate.
Față de alte platforme care de obicei sunt construite prin achiziția de companii și prin faptul că acele companii nu sunt integrate așa cum trebuie în ecosistemul actual, Ordinate Security Fabric oferă un portofoliu complet de soluții, în mare parte toate crescute organic in-house de noi. Și aici, după cum v-am zis, aveți FortiGate, deci firewall-ul, apoi la zona de acces AP și switching, zona de network access cu network access controller, FortiClient, authenticator pentru two-factor authentication, soluții pentru mail, pentru web application firewall, pentru zona de security operation center, sandbox, CM, SOAR, pentru client FortiClient și EDR. Și toate aceste, sau mare parte, aceste tehnologii sunt recunoscute stand-alone ca fiind niște tehnologii puternice, însă adevărata lor putere este atunci când sunt deployed în acest security fabric. Și deși avem o platformă complexă și completă, este la fel de deschisă și open către ceilalți vendori. Momentan sunt undeva, cred că la 350 sau mai mult de 350 de integrări, care fie prin conectori, fie prin APIs, DevOps, clienții care preferă să aibă anumite tehnologii, acele tehnologii se pot integra în Security Fabric, sau acei vendori se pot integra în Security Fabric, astfel clienții beneficiază de toate beneficiile ale acestei platforme, aceea de a acoperi toată area de atac și a fi integrată și automat. Și în ultimul rând, echipa de FortiGuard Labs, echipele de care vă povesteam că analizează atât evenimentele de la cei 450.000 de clienți ai noștri, cât și evenimente primite din alte surse și din diferite alianțe în care suntem, ca alianțe cu Interpol, NATO, Europol, Cyber Threat Alliance și așa mai departe. Sunt undeva, cred că, la 200 și ceva de alianțe. Toate aceste evenimente sunt analizate de ei și în baza acestora sunt create serviciile de securitate de care vă spuneam, pentru prevenție și detecție. Cam atât pentru scurta mea prezentare. În cazul în care există întrebări, vă rog scrieți-ne în chat și la sfârșit o să răspund la ele. Acum o să las pe Silviu să intre puțin în detaliu despre tehnologiile Fortinet. Mulțumim mult, Sever. O să las din nou pe Silviu să fie actorul principal. Te rog, Silviu. Bună dimineața din nou. Îmi găsesc că totul în regulă. Da, se vede foarte bine. Am să încep așa cum era prezentat și în agenda. Să vă descriu puțin câteva din soluțiile, să spunem, cele mai uzitate. Noi am observat în ultimul timp o cerere, să spun așa, exponențială pentru anumite tehnologii, mai ales în contextul pandemiei, care, din păcate, ne afectează cu toții. Am primit foarte multe cereri pentru soluții de în zona aceasta de teleworker, soluții ce presupun lucruri de acasă, lucruri de la distanță. Și fiind, considerăm noi, cel mai important subiect, vom începe cu acesta. Am să vă prezint câteva din, să spunem așa, din provocări. Întotdeauna nu este o problemă de dacă urmează să ni se întâmple o pandemie sau un dezastru natural sau un eveniment major, ci întrebarea este când se va întâmpla un astfel de incident. Ca și în cazul pandemiilor, cu coronavirus, putem face un paralelism cu acest mediu real, un paralelism cu mediul virtual, să spunem așa, lumii
lumii IT. Trebuie să fim pregătiți și principalele provocări sunt acelea de a avea niște planuri de a asigura business continuity, cum procedăm în cazul în care, nu știu, headquarters sau locul în care mergem la muncă nu mai este disponibil, cum reușim să asigurăm conexiune securizată clienților care se conectează din exteriorul companiei și cum putem minimiza toate aceste efecte. Înainte de a începe și prezentarea, aș vrea să vă dau câteva sfaturi legate de ce am observat noi la Fortinet, că se întâmplă în ultimul timp. Am observat o explozie a atacurilor de tip phishing. Este un interes foarte mare din partea utilizatorilor, al populației, de a accesa toate aceste hărți care arată evoluția pandemiei în diverse zone. Și mare atenție, au fost foarte multe site-uri, vă dau un exemplu, www.corona-virus-map.com. Este un tip de atac pe care noi îl numim waterholing attack. Imaginați-vă că suntem în Africa și punem la dispoziție o zonă în care animalele sălbatice pot veni să bea apă. Și acolo întindem capcane. Fix același lucru am observat că este foarte accentuat în acest timp, tot felul de site-uri care prezintă informații, dar odată ce sunt accesate, lansează virus, exploatează vulnerabilități. Deci principalul vector rămâne în continuare e-mail-ul. Cu aceste atacuri de tip phishing, fiți foarte atenți la adresele de mail dacă nu ați solicitat mail-ul respectiv, nu faceți click pe el. De asemenea, prin social, toate aceste aplicații de mesagerie au început să circule tot felul de, tot așa, sunt șeruite tot felul de link-uri, de imagini, filme, care la rândul lor pot devin virale, sunt accesate și pot conține malware. Deci este important să ne securizăm. Pentru aceasta noi vă recomandăm aplicația FortiClient, pe care am să vă și prezint, care securizează endpoint-urile și am să vă arăt exact cum anume funcționează pentru toate aceste tipuri de atacuri. Și mai important decât aceste considerente de a vă instala aplicații de securitate, este foarte important să vă țineți, să vă updatați sistemele la zi. Am văzut că aseară citeam notificări despre tot felul de vulnerabilități în cadrul aplicațiilor de videoconferință, Zoom este una din aplicațiile extrem de populare zilele acestea și prezintă niște vulnerabilități. Este bine să updatați, să nu mai aveți abordarea de startez calculatorul peste 2-3 ore și instalez atunci patch-urile. Dar inclusiv în această zonă, FortiClient-ul ca aplicație vă ajută. Dacă aveți sunt în cadrul companiei utilizatori și nu puteți să le updatați sistemele, dacă instalați FortiClient, vă asigură funcționalități de virtual patching. Deci orice vulnerabilitate care ar putea fi exploatată, WannaCry, de exemplu, sau, nu știu, vulnerabilități în Adobe, Mozilla, în Internet Explorer, pur și simplu, în loc să patch-uiți stațiile, să downloadați patch-ul de la Microsoft, să-l instalați, puteți activa acest virtual patching, tăiem pur și simplu anumite tipuri de comunicație, anumite pattern-uri care ar permite exploatarea acelor vulnerabilități. Este, să spunem așa, prima măsură elementară pe care noi vă recomandăm și am să vă prezint în slide-urile următoare și am să vă fac și un demo, să vă arăt cum arată toate aceste aplicații. Am să încerc să nu mă acces foarte mult pe partea aceasta de PowerPoint-uri care poate fi pentru unii de fături extrem de plictisitoare. Datorită tuturor acestor tipuri de atacuri, foarte multe organizații s-au mobilizat și au lansat tot felul de recomandări. Vă recomandăm și noi să le accesați de la NIST, Cyber Readiness Institute, CISA, SANS. Sunt tot felul de best practices-uri, recomandări care ar trebui puse în practică de către companii, mai ales în această perioadă în care toate aceste atacuri se intensifică foarte mult și exploatează acest interes foarte mare pe care lumea l-are legat de, nu doar atât de accesa informații legate de
evoluție, dar mulți exploatează, trimit e-mail-uri. Am văzut ieri un atac cu un site, arăta identic cu site-ul ProTV-ului și era un anunț acolo cum pot fi accesate, cum pot fi cumpărate la prețuri reduse măști, tot felul de dezinfectanți și așa mai departe, sau tot felul de tombole sau de premii. Deci mare atenție, dacă ceva pare prea bun să fie adevărat, evitați în totalitate să accesați, pentru că exploatează această nevoie a oamenilor de a accesa tot felul de resurse în zona aceasta medicală. Și de altfel, ce pot să vă spun este că soluțiile pe care le avem și prezentările pe care le urmăm, de obicei, au în vedere care sunt toate aceste recomandări de la SANS, CISTA, ANIST și așa mai departe. Principale provocări pe care le văd clienții cu atât mai mult în această perioadă este lipsa de vizibilitate. O să vedeți că instalând această aplicație de endpoint pe stații, realiza securizație prin acest virtual patching, ratting virus, filtrare web și mai departe stațiile, dar pot fi, toate endpoint-urile pot fi gestionate centralizat pentru aplicația Enterprise Management Server, Endpoint Management Server, vă arăt exact cum am arătat această aplicație, pentru a avea un nivel cât mai ridicat de vizibilitate asupra infrastructurii. Și de asemenea, în această aplicație FortiClient rulează o componentă de telemetrie. Această aplicație comunică cu firewall-ul central și odată conectat la firewall-ul central puteți vedea vulnerabilități, rapoarte despre endpoint-uri. Veți vedea exact cum anume funcționează soluția pentru că am să vă arăt live în cadrul interfeței. V-am vorbit despre vulnerabilități. Mare parte din atacul exploatează tot felul de vulnerabilități și hackerii accesează site-ul Microsoft, văd ce vulnerabilități sunt listate, încearcă și exploatează acelea, se bazează pe faptul că oamenii nu trecesc cu aceste endpoint-uri, stații și așa mai departe, de fapt datează la zi. Și, bineînțeles, avem nevoie de soluții care să răspundă foarte rapid la atacuri, să putem realiza un management foarte facil și unitar. Și pentru asta am să vă arăt câteva componente de management centralizat, port de raportare centralizată, o soluție port analyzer, port manager, pe care noi le punem la dispoziție. O altă componentă importantă este aceea legată de credențiale. Și puteți primi tot felul de invitații pentru a accesa diverse site-uri, a vă crea anumite conturi, încercați să vă schimbați parolele, pentru că pur și simplu veți crea un cont pe un anumit portal, dacă cineva are acces la acea parolă, va încerca apoi alte conturi de Gmail, de Facebook. Noi, pentru ușurarea în zona aceasta de enterprise, a companiilor, punem la dispoziție o platformă, mașină virtuală sau FireNSeries, Forti Authenticator, o platformă care se poate interconecta cu servere de Radius, Microsoft Teldap, G Suite, Gmail și așa mai departe, astfel încât toate aceste accese să fie date pe bază de autentificarea utilizatorilor, fără a fi nevoit să definiți la nivelul firewall pentru a da drept de acces în anumite aplicații, din nou, user-ul și parole. Pur și simplu importăm toate aceste credențiale, nu le stocăm local, doar comunicăm radio sau datul cu serverele, cu sistemele care gestionează toate aceste credențiale. Dar o să vedeți în continuare, de asemenea, recomandăm să achiziționați de la noi soluțiile de two-factor authentication, veți folosi userul și parola, dar puteți instala pe telefonul mobil, Android, iPhone, pe laptop, un token software sau puteți achiziționa un token fizic, astfel încât
sperăm sau să primim SMS, astfel încât pe lângă faptul că utilizați user și parola care pot fi compromise, această autentificare suplimentară prin primirea unui SMS și introducerea SMS-ului după ce ați introducut parola vă asigură un nivel mai ridicat de securitate. O altă provocare este aceea că de multe ori rețelele distante pe care le dăm acces acum să se conecteze în sediile noastre centrale ale companiilor, pur și simplu extindem, să zicem, rețeaua locală la nivelul de consumatori sau rețeaua locală din cadrul companiei și nu știm ce dispozitive se conectează în rețeaua noastră și putem avea un control foarte riguros. Avem o soluție și în acest sens, este numește Port Network Access Control. Pur și simplu identificăm tipurile de dispozitive care se conectează în rețea, le putem scana, scanning, putem vedea ce porturi sunt deschise, facem un profiling al device-ului, facem și o scanare pasivă, vedem ce tipuri de conexiuni fac, putem vedea tipuri de loguri, facem echipamente și toate acestea, prin scanare activă, această scanare spunem pasivă și colectare de loguri, de traffic, SNMP, ne permit să definim un profil foarte clar al dispozitivului care se conectează la infrastructura, la infrastructura noastră. Putem spune doar stațiile Windows sau pot avea acces sau anumite echipamente cu anumite adrese MAC. Dacă cineva schimbă adresa MAC al unui dispozitiv, cum aveam o imprimantă care îi dăm acces în rețea, cineva îi schimbă adresa MAC, noi putem face un profiling, putem vedea ce tipuri de conexiuni utilizează acea imprimantă și putem tăia accesul acele imprimante, deoarece această funcție Fortinet, pur și simplu, este compatibilă cu câteva sute de echipamente, de tipuri de echipamente, de la vendori consacrați, de switching și access point, astfel încât să trimită comenzi către acele switch-uri, acele access point, acele firewall-uri, să blocheze accesul dispozitivelor, dacă ele nu mai corespund profilului respectiv. Haideți să revenim acum la topicul acesta foarte important. Am observat, am primit solicitări cel puțin pentru trei tipuri, am identificat trei tipuri de conexiuni remote, trei tipuri de utilizatori. Basic users, la noi, power users și super users. În zona aceasta de basic users, cam 90% din conexiuni sunt de acest fel. Este vorba de angajatul standard care are nevoie să conecteze la resursele companiei, care de cele mai multe ori va folosi pentru conectare o aplicație, un client VPN, de dorit cu funcționalitățile pe care vă vorbeam, modul de antivirus, URL filtering, application control și așa mai departe, pentru securizarea acelor endpoint-uri. Apoi am identificat un power user, sunt acei useri care au nevoie de un acces mai avansat în rețea. Noi avem echipamente de la Gama Small Business, echipamente foarte mici, neracabile, până la echipamente foarte mari, zona Enterprise, și sunt utilizatori care preferă să achiziționeze de la noi un access point, și pur și simplu prin faptul că achiziționați doar access point, Fortinet access point, acesta se conectează automat la firewall, la FortiGate, și realizează o conexiune securizată, un tunel VPN, să spunem, vă puteți gândi la un site to site. Deci pur și simplu achiziționați în cazul acestor utilizatori, le livrați în access point, iar ei vor putea conecta mai multe dispozitive, se vor putea conecta prin intermediul acelea, să spun, cu mai facil, pur și simplu este ca și nu am extins de firewall. Am duce acasă la angajat interfața de firewall și putem pune acolo tot felul de configurații avansate la nivel de firewall, autentificări prin intermediul firewall despre care vă vorbeam. Poate funcționa ca un fel de proxy, orice acces trece prin el, firewall autentifică
utilizatorul înainte de a-i da acces, pe bază de credențiale, putem asigura că putem face un single sign-on, e că utilizatorul nu trebuie să introducă tot timpul userul și parola. Noi identificăm utilizatorul prin diverse metode, prin intermediul clientului, prin intermediul agenților pe care noi putem instala pe stațiile respective, prin accesarea domeniilor, controllerilor de domenii. În final aflăm, mapăm userul adresa IP respectiv, odată ce se prezentează într-un domeniu, de exemplu, putem vedea, ce adresa IP a fost asignată un utilizator și putem să-i dăm acces fără să fie nevoie să reintroducă credențiale. Deci putem adăuga diverse layere de securitate pentru această categorie de power users. O a treia categorie ar fi aceea de super users, sunt persoane din zona executives, network admins, care au nevoie de un acces și mai avansat. Ce o să vedeți, le putem livra nu doar un access point foarte mic, ci un FortiGate, un firewall foarte mic, astfel încât să putem realiza tot felul de, să asigurăm funcționalități mai avansate, cum ar fi prioritizarea traficului pentru anumite tipuri de aplicații, de implementări POS, protecția IPS, application control, antivirus la nivel de rețea prin echipamentul respectiv sau funcționalități de vandă. Când o persoană care are nevoie, al cărei acces este critic la diverse resurse, poate avea acasă doi conexiuni duale la internet, doi provideri, și prin implementări SD-WAN poate prioritiza accesul, poate reruta traficul în mod automat în funcție de SLA, în funcție de calitatea conexiunii respective. Spre finalul prezentării, după cum ați spus în agenda, vom discuta despre reportul Security Fabric. Ceea ce aș vrea să știți este că, și veți vedea prin demo, nu este doar o componentă, să spunem, de marketing la Fortinet, nu este doar, să spunem așa, un vector strategic, e vorba doar de strategie. Da, spunem, bordul a decis ca toate dezvoltările pe care compania le face să aibă în vedere această abordare, ca toate echipamentele să fie interconectate între ele. În spate sunt protocoale, deci nu este doar o componentă sistem strategic, sunt protocoale dezvoltate de pentru a asigura această funcționalitate de security fabric. Ca să vă dau exemple, foarte client despre care vă vorbeam, protecția endpoint comunică cu firewall. Am să vă arăt în demo cum anume carantinează automat FortiGate-ul în o stație dacă pe endpoint-ul respectiv nu rulează antivirus sau vulnerability scanning sau orele filtering. Dar FortiClient-ul comunică și cu FortiAnalyzer, instanță centrală de login și raportare. Toate pot fi gestionate de către o platformă centrală de management, FortiManager. FortiGate-ul, prin protocoale dezvoltate de Fortinet, gestionează access point-urile și switch-urile. Deci dacă o conectați într-un firewall Fortinet, un switch Fortinet sau un access point Fortinet, pur și simplu este ca și cum ați extinde acest firewall, acest echipament și este gestionat de către FortiGate. De altfel, vă spuneam că unul scenariu este un utilizator care decide să instaleze un access point acasă și să aibă un acces foarte facil în infrastructura locală. Dar avem tot felul de conector pentru a integra cu soluții de public cloud din Amazon, din Azure, din Google, Alibaba. Vorbim aici de Salesforce, Office 365, conector pentru infrastructuri de private cloud și așa mai departe. Însă încerc să trimit
dacă sunt ceva probleme de partea organizat să confirmați dacă se aude. Te auzi încă, dar mai slab. Poate ar fi bine să stai mai aproape de microfon. Acum este mai bine? Da, 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 e ok. Ok, am schimbat căștile. Bun. Am să vă prezint oricum toate aceste funcționalități în zona aceasta de, de Security Fabric. Haideți să vă arăt cam cum anume funcționează, cam ce anume, ce componente presupun asigurarea acestor funcționalități pentru utilizatorul de bază. Este vorba de aplicația FortiClient, care se instalează pe stații, pe laptopuri, Windows, Linux și așa mai departe, și care asigură funcționalități de securizare la nivel de endpoint, dar în același timp și posibilitatea de a realiza conexiuni VPN. Până la discutat despre FortiClient, aș vrea să știți foarte clar faptul că vă, dacă aveți un echipament Fortinet, dacă a fost achiziționat un echipament Fortinet la client, puteți realiza conexiuni remote fără, fără a fi nevoie să fără a fi nevoie să instalați neapărat un client. Haideți să, să încerc să vă și exemplific. Am să trec uneori din zona aceasta de slide-uri către, către zona de demo pentru a vă exemplifica puțin mai, mai clar cum funcționează. Tot mai aproape microfonul, Silviu. Sper să... E mai bine acum? Da, e foarte bine. Ok. Am să... share-uiesc cel de-al doilea ecran. Ok. Haideți să vă arăt puțin cam cum anume funcționează. Dacă utilizatorul nu are un client VPN, a achiziționat doar un, un firewall, pur și simplu după ce acest echipament firewall este configurat și fără a instala vreun, și fără a instala vreun agent anume pe stația respectivă, poate implementa ceea ce noi numim SSL VPN. Da? Și pur și simplu vă conectați cu un browser web, vedeți în acest caz eu folosesc Google Chrome, vă conectați la, la firewall, la, la FortiGate. Și în acest moment aveți la dispoziție, după cum puteți vedea aici, un, un portal prin intermediul căruia puteți accesa resursele din cadrul companiei dumneavoastră. Deci nu este nevoie să instalați un client, cumpărați un FortiGate, un firewall și cu un browser web puteți să vă conectați prin remote desktop connection, dar prin intermediul browserului la, am să fac acum o conexiune la o stație Windows. Și după cum puteți vedea, în acest moment eu accesez remote prin intermediul browserului această stație Windows. Este vorba de spre un server. Da, un server Windows și aici, aici este desktopul respectiv. Dar ce trebuie să înțelegeți este că tot ceea ce accesați nu se poate realiza în mod direct. Nu puteți utiliza o aplicație de remote desktop connection. Conexiunea o faceți doar prin intermediul browserului. Dar este extrem de flexibil și ușor de utilizat. Puteți defini tot felul de bookmark-uri, de shortcut-uri, după cum puteți vedea aici. Am făcut click pentru că am avut creat acest shortcut. Era vorba de un controller de domeniu, da, pe care am vrut să mă conectez prin remote desktop connection. Și am folosit doar browserul web. Dar puteți crea bookmark-uri,
Prin browser web nu puteți accesa orice resursă internă și orice protocol. Puteți face RDP, FTP, Samba pentru a accesa share-uri, VNC, SSH, Telnet, se pot face port forwarding-uri pentru diverse aplicații sau accesa diverse portaluri web, dacă ce aveți în cadrul companiei este un port, pus la dispoziție prin intermediul unui portal web. De exemplu, aici am să accesez eu o aplicație web, este o aplicație de SIEM, FortiSIEM, și m-am conectat în infrastructura locală, am accesat serverul local. După cum puteți vedea, aici în browser se poate observa și adresa IP privată a resurselor din cadrul companiei pe care eu le, pe care eu le accesez. Fortinet a câștigat foarte mult în această piață de VPN, să spunem așa, de conexiuni remote, datorită faptului că este extrem de simplu de făcut acest setup, este extrem de simplu de configurat. Nu aveam pregătit în prezentare, dar am să vă dau un simplu exemplu. Dacă veți căuta Cookbook și apoi, după ce scrieți Cookbook, căutați diverse nu știu, funcționalități pe care doriți să fie asigurate de FortiGate, de fi redirecționați către tot felul de videouri care arată cât de simplu este să configurați sau să faceți setup-ul pentru diverse funcționalități. În acest caz am căutat SSL VPN configurare în FortiGate și pur și simplu este un video de 8 minute pe care o persoană cu cunoștințe minimale în zona de networking poate realiza configurația aceasta pentru acest setup pe care eu vi l-am arătat. Deci pur și simplu se conectează prin interfața web la acest FortiGate, îl va configura, după care utilizatorul acesta remote se va putea conecta în va putea accesa infrastructura locală și pur și simplu sunt definiți toți acești pași care presupun definirea unui utilizator. Dacă nu aveți un Active Directory, un LDAP, un server de Radius, definiți utilizatorul local la nivel de FortiGate cu un nume, prenume, parolă și așa mai departe. Puteți defini grupuri de utilizatori, după care definiți un portal VPN. Este această pagină pe care eu am încărcat-o cu acele bookmark-uri. Am o problemă eu cu WebEx. Și pur și simplu urmați acești pași de configurare. Sunt extrem de simpli. Puteți defini bookmark-uri predefinite, vedeți, prin interfața aceasta, care nu sunt altceva decât link-uri către resursele, link-uri către resursele interne către care doriți să furnizați acest acces. După cum puteți vedea, există trei tipuri de acces. Web acces este acest acces web pe care eu vi l-am prezentat. Accesul tunel, care presupune utilizarea unui client Fortinet, a clientului aplicației FortiClient. Odată conectați prin FortiClient, apoi veți putea, va fi ca și cum ați fi conectați în rețeaua locală și puteți folosi orice aplicație, orice tip de conexiune, de tip de protocoale și mai departe, sau acces full, care presupune să dăm acces atât web cât și prin intermediul clientului FortiClient. Nu am să intru în detalii tehnice, atât doar am vrut să evidențiez faptul că achiziționând doar un firewall FortiGate și urmărind aceste indicații este foarte facil în a configura. Bineînțeles, recomandarea noastră este ca toate aceste setări, în cazul în care nu aveți un personal cu cunoștințe, să apelați din start la
la partener ca astfel încât să primiți ajutor în dimensionarea soluției, în configurare și în instalare. Dar pentru că am observat un asalt asupra partenerilor cu tot felul de întrebări, m-am considerat totuși util a prezenta și clienților finali faptul că pot accesa aceste instrucțiuni și să contacteze partenerii sau distribuitorii sau vendorii doar atunci când întâmpină dificultăți. Bun, deci cam așa ar arăta, să spunem, partea aceasta de SSL VPN. În portal puteți pune la dispoziția utilizatorilor din rețea, utilizatorilor, le puteți pune clientul de FortiClientul, care poate fi downloadat și instalat. Deci acesta este un mod de a accesa resursele interne. Am să mă deconectez, am să fac logout și în momentul acesta nu mai pot accesa în mod securizat, criptat resursele din infrastructura locală, dar pot utiliza clientul de Fortinet, acest FortiClient. Vă spuneam că FortiClientul are mai multe componente, am să vi le prezint imediat, dar să vă arăt puțin accesul tot prin SSL VPN, dar accesul full mode, având utilizând aplicația FortiClient. Pot fi salvate, predefinite conexiunile VPN către diverse resurse. În cadrul companiei Fortinet, eu personal pot face mai multe conexiuni către diverse data center, către diverse locații, dar dacă îmi selectez conexiunea către această platformă de demo și selectez Connect, mă voi conecta la aceleași resurse, dar de data aceasta pot accesa resursele din infrastructura locală, nu prin intermediul browserului, ci cu diverse aplicații. Și, de exemplu, putem porni o aplicație Remote Desktop Connection și introduc IP-ul privat, da, care aparține aceleași stații Windows și mă conectez, dar vedeți, nu mai conectez prin intermediul browserului, ci mă conectez direct cu aplicația și am să vă arăt și ecranul, că mi-a sărit pe celălalt și acum avem acces la aceeași platformă, dar suntem conectați în mod direct și nu mai utilizăm browserul web pentru acest tip de acces. Bun, la fel putem accesa această platformă direct utilizând IP-ul privat. Am verificat dacă l-am și rutat sau nu. Da? Deci îl accesăm acum direct, fără să mai și așa mai departe. Introducem credențialele și avem acces pe platforma respectivă. Bun. Sper să fie destul de clar ca funcționalități în această perioadă, cum anume vă puteți conecta și cum anume la infrastructura centrală. Haideți să vă prezint puțin funcționalitățile pe care le asigură această aplicație FortiClient. Există o componentă de compliance și telemetrie. Vedeți, este conectat, dar în acest caz nu este enforcement în zona de compliance. Anume, dacă clientul respectiv nu are antivirus activat sau partea de vulnerability scanning nu este configurată, sau nu are sandboxing în funcție de cum definim noi profilul, nu îi permitem accesul la resursele companiei. Doar dacă respectă un template, un profil pe care noi îl definim, atunci îi dăm voie să acceseze resursele locale. Deci avem această componentă de compliance, avem componenta de antivirus, avem o componentă de anti-exploit împotriva atacurilor de tip Zero Day și avem o componentă de sandboxing. Sunt atacuri de tip Zero Day pentru care nu există semnături
și putem utiliza Sandbox în cloud, deci acest downloadăm un fișier pe care îl primim prin e-mail, îl copiem din rețea sau cu stick-ul. FortiClient-ul poate trimite fișierul spre analiză în infrastructura sandboxing în cloud, pusă la dispoziție de Fortinet, sau către un appliance fizic sau mașină virtuală, instanță de sandboxing locală. Și de asemenea, control pe dispozitivele care pot fi conectate, stick-uri și așa mai departe. O componentă pe care o consider extrem de critică și importantă, v-am spus și la începutul prezentării, înainte de a achiziționa orice soluție de securitate de la orice vendor, este important să aveți backup în primul rând și în al doilea rând să fiți la zi cu patch-urile. Dar dacă nu puteți instala patch-uri pe stații, recomandarea este să folosiți, să activați această funcționalitate de vulnerability scan. Și cea de-a treia, legată de remote access VPN. Deci cam astea, să spunem așa, ar fi funcționalitățile principale pe care le asigură FortiClient-ul. Haideți să vă arăt puțin cum anume arată partea aceasta de și de Security Fabric. Știu că este ultimul topic, dar este să mă întorc pe al doilea ecran. Este o componentă extrem de importantă. Vă prezint prin intermediul acestei instanțe demo. O să mă conectez pe un echipament de tip firewall, pentru că v-am spus că FortiClient-ul poate transmite informații către FortiGate. Și m-am conectat pe acest firewall, este o mașină, rulează virtual, sunt mai multe instanțe virtuale și pot exista mici delay-uri în ceea ce înseamnă actualizarea interfețelor pe echipament. Dar după cum puteți vedea, în această secțiune avem acest submeniu Security Fabric, care ne permite să vizualizăm topologia rețelei respective și putem configura echipamentul. Deci, în cadrul topologiei fizice, sunt evidențiate firewall-urile. Acesta poate fi, să zicem, firewall-ul la care noi ne-am conectat VPN pentru a accesa toate echipamentele și toată infrastructura remote. Vă spuneam că FortiClient-ul comunică cu FortiGate-ul și în această interfață de management FortiGate putem avea un nivel foarte ridicat de vizibilitate în ceea ce înseamnă utilizatorii care se conectează la această infrastructură. Putem vizualiza informații legate de ratingul de securitate, dar haideți să încerc să mă conectez mai puțin la laboratorul meu.
remote desktop. Și puteți vedea aici. Cum anume arată toate aceste componente. Pe lângă topologia logică, vreau să vă spuneam că vă puteți vizualiza partea aceasta de security rating. Este o componentă care ne arată cam cât de bine stăm cu configurarea acestui echipament FortiKey din punct de vedere al securității, și există și tot felul de recomandări care pot fi aplicate printr-un simplu click apăsând pe acest Easy Apply, acest buton Easy Apply. Eu nu trebuie neapărat să aveți cunoștințe avansate legate de configurarea firewall-ului, pur și simplu vă este explicat ce anume nu este configurat ok pe echipament. Și accesând acest buton se realizează configurația în mod foarte rapid, fără să faceți alte configurări. Se pot automatiza foarte multe procese. Spuneam că dacă un client este compromis, avem opțiunea de a trimite un e-mail, de a primi o notificare pe iPhone, dacă vă instalați FortiExplorer, sau puteți carantina în mod automat hostul sau clientul respectiv. Acest access layer quarantine înseamnă că pot bloca la nivel de access point sau la nivel de switch stația respectivă, utilizator respectiv, sau pot selecta să fie carantinat și la nivel de FortiClient. Deci dacă se conectează o stație și FortiClient a detectat un malware pe stația respectivă, pur și simplu se poate trimite automat în carantină, se poate carantina la nivel de endpoint, la nivel de stație de lucru, stația respectivă. Ca analogie, și în lumea reală, să spunem, vorbim de COVID-19, de coronavirus. Ați văzut că se recomandă această, în primul rând, carantinare pe zone, această segmentare. Este ceea ce, unii numesc segmentare, VMware venise cu termenul de microsegmentare, ce anume să securizeze, să aplici filtre de securitate la nivelul endpoint-ului, că vorbim de mașină virtuală. Același lucru îl facem noi aici cu acest FortiClient, da? Și izolăm stația respectivă, așa cum în cazul pandemiei se izolează județe, se izolează oameni, se izolează, orașe. La fel putem și noi să carantinăm diverse zone, porturi din switch-uri, sau să carantinăm cu totul stația de lucru. Pe lângă această soluție, am să vă menționez că Fortinet a achiziționat o companie, se numește nSilo, care permite a merge cu acest concept de microsegmentare și mai departe, în sensul că pot fi carantinate procesele care rulează în cadrul unui sistem de operare Windows. Dacă avem un client care deschide un PDF și PDF-ul respectiv are un malware și în urma accesării acelui PDF începe să fie inițiată o conexiune către exterior, prin această soluție care se numită FortiEDR, este vorba de achiziția companiei în Silo, putem bloca doar procesul care accesează, care presupune conexiunea către internet, către exterior. Dar lăsăm utilizatorului șansa de a accesa în continuare documentul respectiv, PDF-ul respectiv. Ca să fac o analogie între această soluție de endpoint FortiClient și soluția de endpoint FortiEDR,
Analogia pe care am să o fac o să fie mai puțin academică, dar imaginați-vă un bodyguard la o discotecă. Bodyguardul este foarte clientul, el verifică fiecare om care încearcă să intre într-o discotecă, verifică dacă deține arme albe, îi verifică comportamentul și așa mai departe și poate decide să lase să intre sau nu în discotecă. Odată ce a intrat în discotecă, foarte clientul nu mai are vizibilitate asupra fișierului respectiv, da? Deci bodyguard nu mai vede ce face omul respectiv în discotecă. Cu aplicația FortiEDR, chestia despre care vă vorbeam, în Silos, o companie israeliană, monitorizăm în permanență procesele care sunt deschise în cadrul sistemului de operare. Lăsăm procesele să acceseze internetul, dar emulând pentru câteva secunde internetul, vrem să vedem ce comportament are. Și în funcție de aceste analize decidem dacă lăsăm accesul sau nu mai departe. De asemenea, dacă sunt procese care încep să cripteze documente și la rând încep să cripteze documentul unul după altul, poate fi urmat chiar de ștergerea documentelor, în Silos își dă seama că e vorba de un proces, de accesarea unor procese, de un pattern specific aplicațiilor de tip ransomware, criptolocare, care criptează datele de pe stații înainte de a le șterge și atunci blochează procesurile respective. Orice proces care încearcă să cripteze sau să șteargă de un fișier trece prin acest engine în Silos și se face un shadowing, un mic backup pentru fișiere, astfel încât dacă sunt procese care șterg fișierele, le putem opri și putem reface fișierele care au fost inițial șterse. Deci putem merge cu această componentă automatizată de carantinare la nivel de switch, la nivel de access point. Vedeți aici în meniu, în stânga, jos, vedeți faptul că FortiGate-ul ca firewall controlează, poate configura, gestionează access point-urile și switch-urile, dar putem carantina la nivel de endpoint, la nivelul de client MS sau, dacă se dorește o soluție mult mai avansată, atunci recomandăm și agentul de EDR. Bun, cam asta ar fi, să spunem, în zona aceasta de automatizare, care este extrem de importantă. Sunt puține resurse în zona de IT. Puteți automatiza, puteți primi doar notificări, puteți carantina în mod automat, puteți bloca anumite adrese IP și această funcționalitate, după cum puteți vedea, poate fi aplicată atunci când ne scade ratingul foarte mult legat de security ratingul pe firewall, dacă cineva modifică configurația unui echipament, vrem să primim în mod automat un e-mail sau o notificare pe iPhone. Dacă întrebare aici, da. Dacă notificările sunt disponibile doar pentru iOS sau și pentru Android? Din păcate, pentru mine ca utilizator de Android, sunt disponibile doar pentru iOS. Ok. Dacă expiră licența, dacă avem un cluster și a făcut failover automat, putem primi toate aceste notificări, putem automatiza toate aceste lucruri. Astea sunt, să spunem așa, automatizări de bază, dar în momentul în care avem un hybrid cloud, putem rula scripturi în Azure, în Amazon, în Google și așa mai departe. Lucrurile pot fi personalizate foarte, foarte mult și, bineînțeles, toate aceste topologii se actualizează automat. Avem FortiGate-ul din București conectat cu FortiGate-ul din Azure, din Amazon și toată această infrastructură este mult mai largă. Am să vă exemplific imediat. Eu am o mașină virtuală cu resurse limitate, dar putem face demo-uri
utilizând resursele noastre și din cloud. Deci aceasta ar fi, zicem, partea de automatizare. Avem foarte mulți conectori care au fost adăugați. Vă spuneam că putem avea soluții deployate în cloud, avem hybrid cloud, avem anumite resurse care sunt găzduite în Amazon, în Microsoft Azure și definim tot felul de politici de securitate. Da? Avem în zona aceasta de policy and objects, putem defini tot felul de reguli și spunem, domne, dacă vin traficul din o anumită interfață, zicem că acest firewall este deployat în Azure, și accesul este către interfața de VPN, da? Îmi selectez interfața de VPN pentru a accesa data center-ul, atunci vreau să inspectez antivirus, filtering, application control și mai departe. Dar pot să pun ca sursă nu doar adrese IP sau utilizatori, doar adrese IP sau utilizatori, ci security grupuri definite la nivel de VMware, NSX sau Amazon sau Azure. Adică îi spun stațiile de lucru, sunt obiecte pe care pur și simplu, prin intermediul acestor conectori pe care vi-am arătat în această interfață de Security Fabric, îi importăm din Amazon, din Azure, dar în spatele fiecărui obiect de aici o adresă IP. Avantajul e că atunci când definesc politici de securitate, spun stația, mașina virtuală instalată în Amazon și nu folosesc cu adresa IP, ci obiectul pe care îl import din Amazon sau din Azure sau din VMware NSX. Grupuri de stații de lucru de utilizatori. Pur și simplu, dacă modific apoi în Amazon sau în Azure sau în VMware NSX IP-ul unei mașini sau deployez o nouă mașină care e băgată automat în grupul ăla de VMware, nu mai trebuie să updatez politicile aici pe firewall. Toate aceste politici se updatează în mod automat. Deci este extrem de flexibil și extrem de facil să configurați. Sunt clienți care spun, nu, am o infrastructură Cisco, dar Cisco Application Centric Infrastructure, dar eu vreau securitate de la Fortinet. Și atunci, pentru că au fost clienți care au avut solicitări de acest fel, atât Cisco a avut ca interes să ofere conector către Fortinet și Fortinet interesul de a se conecta la infrastructura Cisco. Și atunci clienții pot beneficia de soluții așa cum doresc pentru a securiza aceste aplicații în public cloud și private cloud, toate firewall-urile, fie că vorbim de un firewall instalat în zona noastră de private cloud sau în public cloud, pot fi gestionate de același FortiManager, de aceeași instanță centrală FortiManager. Am alocat și voi aloca puțin mai mult timp pentru aceste concepte de Security Fabric. Știu că avem până la 12 activ această sesiune. Voi scurta puțin partea de Security Fabric în final, deoarece e mai facil de înțeles pe măsură ce vorbesc de FortiClient, FortiGate, să ating toate aceste componente care țin de Security Fabric în final și de modul în care interconectăm toate aceste infrastructuri Fortinet și non-Fortinet și așa mai departe. În zona aceasta de Security Fabric și de settings putem seta să trimitem logurile firewall-urilor către o instanță centrală de logging și de raportare. Putem avea o instanță centrală de management, FortiManager. Deci, vă spuneam, Security Fabric nu este un termen de marketing, este o abordare care presupune utilizarea de protocoale care comunică între ele pentru a ne da acest nivel cât mai ridicat de vizibilitate. Bun, haideți să vă arăt puțin partea aceasta de FortiAnalyzer și de FortiManager pentru zona aceasta de Security Fabric.
Am să vă arăt în acest demo creat cu instalarea mai multor dispozitive. Vorbeam de carantinare, da? Ca în cazul pandemiei. Recomandarea noastră este de segmentare rețeaua. Având aceste protocoale de telemetrie, acest Security Fabric, vedeți, firewall-ul acesta comunică cu firewall-ul acesta din branch office. Este un protocol similar celui de clustering, dar ideea este că ele schimbă informații între ele. Dacă acest firewall detectează un malware, să zicem că e conectat cu o instanță de sandboxing și a detectat un zero day, un malware, celelalte firewall mai trebuie să facă detonarea în sandboxing. Vor primi hashing-ul automat de la acest firewall. Toată această topologie este construită de acest firewall, care este root, datorită faptului că primește informațiile de la acest branch, de la acest branch office. Da? Deci se construiește toată această topologie pe baza informațiilor pe care aceste firewall-uri le schimbă între ele. Și după cum puteți vedea, cu roșu sunt marcate toate stațiile de lucru ale utilizatorilor care rulează FortiClient, dar vedem că prezintă niște riscuri, da? Obținem automat informații legate de adresa IP. Putem vedea imediat despre ce user este vorba. Putem să-l sunăm imediat, da? Putem prelua informații legate de LinkedIn, Facebook, social media. Putem vedea adresa lui de e-mail, pur și simplu vizualizând topologia la nivel de FortiGate. Deci nu este nevoie să achiziționați FortiManager-ul pentru situația în care aveți mai multe file-uri pe care doriți să le gestionați centralizat. Deci toate aceste informații legate de vulnerabilități, de riscuri, sunt afișate în această topologie și dacă mergeți în această zonă de critical risk, puteți apoi să verificați fiecare utilizator, să accesați informații. Agentul funcționează și pentru Linux și pentru Windows. Dacă este compromis sau nu respectă partea de compliance, poate fi carantinat automat sau de acolo din meniu puteți selecta să fie carantinat utilizator respectiv. Dacă aveți firewall pe care l-ați deployat as a service în Amazon sau în Azure, veți mai avea din acest nourisher de internet încă un firewall desenat în schemă și el va fi parte din acest Security Fabric. Am să trec și în zona de SD-WAN. Este un alt subiect de foarte mare interes, nu doar acum cu această pandemie, dar cam 70% din aplicații au fost migrate în cloud. În România deja sunt mulți clienți care au aplicațiile migrate în cloud. În afară, din ce am stat de vorbă atât cu colegii mei din Fortinet, dar și cu alți clienți, pentru că acoperim o zonă mai mare, o regiune mai mare, foarte mulți folosesc, au migrat unii dintre ei exclusiv în cloud. Statistic, din ce am observat noi, pe baza altor studii, nu neapărat studii realizate de Fortinet, v-am spus 70% din aplicații sunt deja migrate în cloud. Noi folosim Salesforce în companie, folosim Office 365, avem aplicațiile în cloud, dar întrebarea este următoarea. Le avem în cloud, dar dacă nu ajungem în cloud, nu mai funcționează absolut nimic. Și atunci a explodat pur și simplu nevoia de SD-WAN. Am văzut companii precum VMware, Cisco, Palo Alto, toate au făcut tot felul de achiziții. Unele foarte, dintre companii foarte recent au achiziționat de 500 de milioane, peste jumătate de miliarde de dolari în această zonă, pentru că interesul este foarte mare. Nu putem accesa aplicațiile din cloud, atunci avem o problemă de disponibilitate. Cu atât mai mult acum sunt utilizatorii acasă, lucrează remote, începem să utilizăm tot felul de aplicații în cloud, cu atât mai mult. Security Fabric și toate configurațiile acestea la nivel de FortiGate, de FortiManager, de FortiAnalyzer vă asigură o vizibilitate foarte mare, inclusiv în zona de SD-WAN, pe care am să vă prezint
imediat. Continui cu acest mix de Security Fabric pentru a salva timpul pentru componenta aceasta de SD-WAN. Puteți vedea, am integrat în Security Fabric FortiMail, v-am spus că este principalul vector de atac prin aplicațiile de phishing, FortiMail, Application Delivery Control, FortiWeb, dacă avem de securizat portaluri web, access point-uri, switch-uri, vedeți aici în zona de sus, da, acesta este un switch care este gestionat de FortiGate și asigură de asemenea vizibilitate. Și putem accesa de asemenea direct echipamentele de aici, dar putem de asemenea primi tot felul de notificări. Dacă avem instalat un firewall FortiGate în Amazon, după cum puteți vedea aici, apare și el automat în topologia de Security Fabric în mod automat și putem vedea resursele pe care noi le protejăm în spatele acelui firewall. Da, deci e foarte facil și la Amazon și la Azure, pur și simplu ca la eMAG, selectăm ce vrem să instalăm de acolo, da, din listă, un SharePoint, un server de mail, un portal web și apoi selectăm, vrem un FortiGate în care se protejeze toate resursele alea. Nu trebuie să ne chinuim ca la instalarea unei mașini virtuale, să o instalăm, să-i asignăm IP-uri, face Amazon sau Azure sau Google tot în spate, în mod automat. Noi pur și simplu avem un catalog, selectăm FortiGate din catalogul respectiv și automat protejăm toate acele resurse și îl avem automat afișat în topologia respectivă. Mai departe, v-am spus, avem conectori pentru Amazon, Azure și așa mai departe. Am prezentat deja aceste aspecte și am să sar puțin peste ele. Dar avem un conector și pentru ceea ce înseamnă FortiClient MS, managementul endpoint-urilor. Și am să încerc să mă conectez pe o mașină virtuală, dar dacă merge greu sau nu am resurse, voi încerca și pe alt server. Vă spuneam că pe lângă FortiClient, care asigură posibilitatea de a face configurări SSL VPN, IPsec VPN, antivirus și așa mai departe, este gratuit FortiClient-ul care asigură aceste informații de telemetrie și partea de VPN. Deci dacă avem nevoie să vizualizăm în zona de topologie fizică, FortiClient este gratuit, dar dacă dorim să facem un management centralizat, e nevoie de acest endpoint management server, se instalează pe un server Windows, este un executabil, un exe, dar poate fi accesat, după cum puteți vedea, prin intermediul browserului web și putem, cred că am eu o problemă de logare, putem vizualiza endpoint-urile toate, putem vedea care endpoint-uri au vulnerabilități, putem configura carantinări, putem defini profile și pot spune, domne, un profil pentru utilizatorii din sales care trebuie să acceseze doar anumite servere, vor avea niște taguri asignate și tagurile acelea vor fi folosite în mod automat de către FortiGate. Și pur și simplu nu va mai fi nevoie să modific politicile în firewall ori de câte ori adaug un utilizator într-un anumit grup de securitate. Pot vedea dacă aplicațiile pe care eu le instalez în zona aceasta de software inventory sunt conforme cu GDPR, pot vedea, domne, nu are nevoie un client să instaleze o anumită aplicație,
pe stația respectivă și așa mai departe. Deci, toate acestea pot fi vizualizate și toate aceste lucruri care țin de compliance pot fi gestionate în mod centralizat la nivel de endpoint management server. Va trebui să verific în administrations undeva în system settings timeout-ul pe acest MS este configurat, dacă nu fac click-uri sau așa, este configurat să se deconecteze foarte, foarte rapid. Haideți să vă arăt puțin partea de FortiAnalyzer. Deci v-am prezentat partea de Endpoint Management Server, serverul de EMS, care gestionează FortiClienții. Ați văzut, pot împinge profile, pot spune utilizatorii respectiv la următorul profil, antivirus activat, URL filtering și sandboxing. Și pot împinge profile care să definească conexiuni la VPN. Nu trebuie să intru pe fiecare FortiClient în parte ca să definesc parametrii unui tunel VPN, client-to-site. Fac totul din EMS și împing automat. Dar EMS are componenta exclusivă, să spunem, pentru FortiClients. Avem o soluție, se numește FortiAnalyzer, care gestionează centralizat logurile de la EMS FortiClients, FortiGator, de la Firewall, de la FortiMail, de la FortiWeb, de la FortiDDoS, de la FortiSandbox, de la toată gama de produse Fortinet. Este centralizată și raportată aici, după cum puteți vedea câteva tipuri și categorii de dispozitive. Putem căuta în loguri, avem nevoie să facem forensics, vrem să vedem ce tipuri de evenimente se întâmplă, au avut loc la nivel de FortiMail, la nivel de sandbox și așa mai departe, putem să le realizăm aici. În zona de incident detections putem vizualiza incidentele, deci nu doar loguri efectiv. În momentul în care un incident are loc, putem decide o anumită acțiune automatizată, generarea unui raport, carantinare și așa mai departe. Sunt funcționalități care pot fi asigurate prin intermediul platformelor din această infrastructură de Security Fabric. Evenimentele pot fi setate pe nivel de criticitate. Integrăm atât, vă spuneam, raportările de la FortiGator, FortiClients, cât și de la platformele de sandboxing. FortiClient-ul poate fi configurat, vă spuneam, să transmită fișierele în sandbox în cloud sau on-prem, local, dar este integrat și cu FortiMail. Dacă primim, avem un exchange în companie, putem pune FortiMail în fața acelui server de exchange, ca un fel de firewall de e-mail-uri, dacă vreți, și verifică toate atașamentele și poate să trimită în sandboxing toate documentele pentru analiză avansată. Dacă este detectat un atac, va fi raportat automat aici în Analyzer și îi se va asigna în mod automat un anumit nivel de un anumit nivel de criticitate. Bun, cam aceasta ar fi, să spunem, platforma principală de logging și de raportare. Am să vă prezint puțin partea aceasta de SD-WAN. Ce aș vrea să știți este că putem realiza, puteți solicita platforme de trial, de demo și puteți testa aceste soluții. Nu direct prin noi, discutați cu colegii noștri și
puteți da feedback după la finalul acestei sesiuni și puteți spune, da, sunt interesat să testez FortiClient cu MS sau FortiGate-ul și indirect noi vom asigura suportul necesar pentru a putea testa toate aceste soluții pe care vi le prezint destul de succint și rapid. Bun, cam asta ar fi, trecând în revistă, componentele principale. Și aici am vorbit de, pe care le-am văzut extrem de solicitate în această perioadă. Și vorbim de FortiClient, atât pentru VPN cât și pentru securizarea endpoint-urilor. Vorbim de MS, acest executabil care se instalează pe un server Windows și care permite gestionarea centralizată a endpoint-urilor. Dacă aveți mai multe FortiGate-uri, acestea pot fi gestionate prin intermediul unui FortiManager, o mașină virtuală dedicată. Logurile pot fi centralizate la nivelul unui FortiAnalyzer. FortiManager asigură toate funcționalitățile unui FortiAnalyzer, deci puteți scala, puteți începe deployment-ul sau testarea cu un FortiManager, care asigură atât management centralizat, cât și logging și raportare. Ulterior puteți scala adăugând analyzere, unele pe post de doar de colector, în funcție de volumul de loguri care este generat. Haideți să vă prezint puțin partea de SD-WAN, deoarece v-am spus, mare parte din clienți, odată migrând în SD-WAN, disponibilitatea acestor servicii, ale acestor aplicații în cloud a devenit, disponibilitatea a devenit, să spunem, critică. Am să vă prezint succint câteva slide-uri pentru că mi se pare mult mai important sau relevant să vă prezint tot așa un demo, să vedeți live cum anume funcționează soluția și cum anume putem securiza inclusiv aceste conexiuni SD-WAN. Ca terminologie, SD-WAN, Software Defined WAN, este vorba de o interfață software virtualizată atunci când avem mai multe conexiuni la internet. Deci scenariul se aplică pentru situația în care avem mai multe conexiuni la internet, dar avem două conexiuni și aplicațiile sunt critice. Avem colegi care lucrează cu aplicația Office 365 sau Salesforce și este critic să le meargă și dacă altcineva în același moment, nu știu, se uită pe YouTube sau face altceva, am nevoie să pot prioritiza aplicațiile, dar nu este vorba doar de acest scenariu care înainte putea fi asigurat prin implementări QoS. Dacă pe traseu am pierderi de pachete, variații de jitter sau delay-uri foarte mari, pot defini un SLA per aplicație și spun Office 365 ca să funcționeze corect. Nu trebuie să aibă pierderi de pachete mai mult de 5%. Dacă acel SLA pe o anumită conexiune nu este respectat, mut aplicația, rerutez aplicația pe altă conexiune. Deci când auzim de SD-WAN, este rutarea aplicațiilor. Gândiți-vă la rutarea pachetelor, aici vorbim de a ruta aplicații. Rutăm Salesforce, SharePoint, aplicațiile critice din branch către headquarter printr-un tunel VPN. Dacă tunelul VPN nu mai respectă conexiunea, nu mai respectă SLA-ul respectiv, atunci putem muta conexiunea pe un alt tunel VPN. Cred că a fost o scurtă întrerupere de sharing, dar este e tot în regulă, se poate vedea ecranul, da? Da, acum e ok. Ok. Bun. SD-WAN ne asigură o experiență mai bună a aplicațiilor, v-am spus, de fine SLA-uri. Nu funcționează bine conexiunea, mutăm conexiune și suntem extrem de granulari. Folosim engine-ul de application control.
aici. De asemenea, pe lângă funcționalitățile de SD-WAN, noi am luat foarte mult din piața de SD-WAN, din concurență, datorită faptului că dăm un echipament. Nu avem un echipament dedicat pentru SD-WAN, avem un echipament care face și SD-WAN, face și security, da? Și face și, să spunem, integrează switch-uri și access pointeri. Dau o cutie care mi-asigură toate aceste funcționalități. Acesta este motivul pentru care noi numim această soluție Secured SD-WAN. Automatizăm procesele, ați văzut partea de automatizare și, bineînțeles, dacă avem clienți care folosesc conexiune în PLS, putem reduce foarte mult costurile utilizând conexiuni clasice la internet. Noi o să vă dăm la sfârșitul sesiunii, vom reveni, vom încerca să revenim cu un e-mail prin care să primiți toate aceste slide-uri. Ca scenariu se aplică nu doar când este critic să ajung în aplicațiile din cloud, dar când vreau să minimizez costurile. Mulți clienți au renunțat la conexiuni dedicate în PLS foarte scumpe și au conectat mai multe conexiuni, mai mulți provideri și au rerutat aplicațiile respective. Ce aș vrea să știți este că, așa cum a spus și Sever la început, folosim niște chipuri, security on a chip, care asigură toate aceste funcționalități în hardware. Și în acest fel asigurăm performanțe foarte ridicate și avem și niște costuri reduse. Ca să facem failover-ul cât mai rapid și automat, este nevoie să procesăm, să identificăm aplicația cât mai rapid, să luăm decizia de rutare, să facem partea de SLA, de probing foarte rapid și atunci folosim aceste security on a chip. Primul ASIC SD-WAN aparține Fortinet, deocamdată și Unicu, automatizând toate aceste, utilizând ASIC-urile, asigurăm această performanță extrem de ridicată. N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre concurență, dar vreau să știți că performanțele de tunelare VPN și sistemele VPN la Fortinet sunt incomparabil superioare celorlalți vendori. Dacă aveți nevoie să instalați o soluție de SD-WAN, trebuie să identificați aplicația. Ca să identificați aplicația, de multe ori trebuie să decriptați traficul și trebuie să faceți SSL offloading, SSL inspection. Și pentru asta aveți nevoie de throughput-uri, de VPN și de IPsec și de SSL foarte mari. Și atât, vă recomand un singur lucru, uitați-vă la vendori în specificațiile tehnice, la throughput-urile de VPN și de SSL VPN pe care ceilalți le asigură. Și mai mult decât atât, vă încurajez să testați soluția. Vor fi vendori care vor spune, nu contează ce scrie în datasheet, mergeți mai departe, fiți de acord cu acest statement, luați și testați vendori între ei, luați-ne și testați-ne în comparație cu alții și luați decizie după ce testați soluția. Noi putem, prin intermediul partenerilor și distribuitorilor, punem la dispoziție echipamente pentru proof of concept, pentru testare. Și ulterior, după ce testați, se poate face și achiziția. În zona de SD-WAN, Gartner ne-a poziționat ca lider, după cum puteți vedea. Pentru soluțiile de SD-WAN sunt Fortinet, Silverpeak și VMware. Suntem lider în zona de challengers și foarte aproape de această zonă a celor doi lideri. Am să sar puțin peste toate aceste slide-uri și aș vrea să vă prezint puțin cam cum anume funcționează această soluție de SD-WAN. Vreau să vă prezint la nivelul unui FortiGate pe un scenariu, să spunem, destul de clasic. După cum puteți vedea, avem mai multe branch-uri și un headquarter.
Și avem mai multe tunele VPN de la acest branch către acest headquarter, dar avem și o conexiune MPLS. La nivelul branch-ului avem două conexiuni la internet, LAN-ul local, conexiunea către MPLS și pur și simplu în zona, în acest meniu de Network Configuration, aveți submeniul de SD-WAN. Spre deosebire de alți vendori, la Fortinet, SD-WAN-ul este gratuit. Este gratuit. Este o funcționalitate în firewall-urile, în FortiGate. La ceilalți vendori, soluțiile SD-WAN, nu știu, Checkpoint nu are o soluție SD-WAN. Palo Alto a achiziționat acum 2 săptămâni o soluție de SD-WAN, dar e cu tot o altă soluție. Noi vă prezentăm, vă asigurăm integrată. Cisco are vreo 3 soluții de SD-WAN, vă recomand să le testați, în comparație cu Fortinet. Avantajul nostru este că asigurăm un nivel de securitate, l-ați văzut și în Gartner raportat, suntem lider în zona de security, dar ați văzut și lider și în zona de SD-WAN și vă dăm un singur appliance. Și nu toate într-un singur echipament și nu trebuie să plătiți nimic pentru SD-WAN, e ca un OSPF, ca un BGP, ca un protocol de rutare. În acest scenariu, haideți să-l vedeți foarte simplu, să presupunem că suntem companie, avem branch-uri sau headquarter și avem aplicații critice și non-critice. În acest demo sunt rutate aplicațiile către acești doi provideri sau către MPLS. Eu am demo, pot să-l, nu știu dacă mai am timp, în loc de conexiuni fizice, cum puteți vedea și aici, pot fi utilizate tunele VPN, interfețe de tunele VPN. Adică, dacă am sucursale, pot decide să rutez o aplicație pe un tunel VPN sau altul. Să spunem că avem aplicații critice, avem un FortiGate Small Office, Home Office, lucrăm de acasă sau avem la nivelul unui branch sau un headquarter și avem nevoie să accesăm Office 365 și Salesforce, care sunt aplicații critice, sau și de asemenea avem aplicații non-critice, precum Facebook, Twitter și așa mai departe. Se configurează extrem de simplu, definim niște reguli. Aplicațiile critice le numim Business Critical Application și le selectăm deci dintr-un meniu. Avem un buton plus și spunem, domne, aplicațiile critice pentru mine sunt, nu știu, SharePoint. Pot să am aplicații proprii în cadrul companiei. Le selectez, spun, acestea sunt aplicațiile critice, decid cum anume rutez o aplicație sau alta prin providerul 1. Dacă nu-mi respectă un SLA, și o să vedeți cum se definește SLA-ul, rutez prin al doilea provider, dacă nici cei de al doilea provider nu mi-asigură SLA-ul, atunci rutez aplicațiile prin MPLS. Și aici pot să am costuri în funcție de cum sunt taxat la per use sau constant și mai departe. Deci, pur și simplu îmi selectez aplicațiile și spun care este preferința, ordinea în care să fie utilizate aceste conexiuni și pot să folosesc diverse criterii, pot să asignez diferite costuri acestor linkuri și atunci să selectez să-mi ia cel mai bun cost, chiar dacă conexiunea B are un performanțe mai bune, au, chiar dacă este mai prost decât B-ul, dar A are un cost mai mic și respectă să le au, atunci pot decide prin acest cost să rutez traficul prin conexiunea A, chiar dacă e mai prostă decât B-ul, dar îmi respectă să le au, să le au pe care îl definesc aici. Dar nu vreau să intru în detaliile acestea de strategii de rutare a traficului pe o conexiune sau alta, pot fi urmărite, accesate prin documentație. Pot defini aplicațiile necritice pe care le rutez doar prin providerii de internet, dar niciodată prin MPLS, pentru că acolo am costuri mult mai mari. Da? Și aici puteți vedea din nou criteriile de SLA-ul și criteriile pe care le pot utiliza în rerutarea traficului. Performanțele se definesc în această zonă. E un buton de plus, create new și spun packet loss să nu fie mai mare de 5%, latența să nu fie mai mare de 2 milisecunde, jitterul să nu fie mai mare decât un anumit prag. Și pot selecta fiecare aplicație și pot vedea și istoric cum anume a evoluat calitatea linkului. Haideți să facem rapid să vă arăt rapid acest demo. Pur și simplu se introduce un delay pe una din conexiuni aferentă unui anumit provider și după ce introducem acel delay,
veți vedea că vor fi rutate aplicațiile. În prima fază, toate aplicațiile sunt rutate prin portul 1, toate SLA-urile sunt respectate, portul 1 funcționează ok în parametri, este cu verde, așa după cum puteți vedea. Dacă începem să avem pierderi de pachete, dacă introducem un delay, da? Aici avem un emulator de WAN, introducem un delay și imediat veți vedea cum se va face cu roșu conexiunea aceasta, avem o latență mai mare. Acest tunel VPN sau acest port, această conexiune nu mai îmi respectă SLA-ul și atunci toate aplicațiile, după cum puteți vedea, sunt rerutate în automat prin portul 2. Această interfață de aici de raportare ține de FortiAnalyzer. Raportează Analyzer Hard și FortiGate-urile pot arăta istoric datele dacă le achiziționați cu hard disk. Dacă nu au hard disk local, ca să puteți avea datele stocate, fie achiziționați un FortiAnalyzer, fie achiziționați un FortiGate cu hard disk integrat. Bun, aici vedeți că toate aplicațiile sunt rutate prin portul 2 și dacă introducem un delay acum și pe cel de-al doilea link, da, a devenit și al doilea cu roșu, aplicațiile critice mai au la dispoziție portul de MPLS, dar cele non-critice nu mai au nimic la dispoziție. Deci cele non-critice vor rămâne pe portul 1 sau 2, pe una dintre conexiuni, pe una dintre conexiuni, în timp ce cele critice vor migra către MPLS. Și după cum puteți vedea, dacă aveți aplicații în cloud, Office 365 utilizează MPLS-ul, în timp ce aplicațiile de Twitter sau Facebook utilizează portul 1. În acest fel asigurăm disponibilitatea aplicațiilor care au migrat în cloud. Haideți să vă arăt foarte rapid și un scurt demo de failover. Noi am testat doar așa proof of concept aplicația de am un scurt demo pentru câteva aplicații, ca să vedeți live cum anume funcționează soluția asta. Desde One pentru Dropbox, VoIP, Office 365 și YouTube. Haideți să vedeți cum a funcționat Dropbox-ul fără a implementa SD-WAN. Întotdeauna clienții și utilizatorii se plâng că le merge greu. Nu știm de ce le merge greu, că o fi de la calculator, că o fi de la serverul central, de cele mai multe ori și de foarte multe ori este de la conexiune. Este suficient să pierdem doar 1-2 pachete și dacă introducem delay, să înceapă să meargă totul foarte greu și prost. Vedeți, introducem o latență de 300 de milisecunde și o să vedeți că download-ul prin Dropbox va dura undeva la aproape 3 minute. Dacă aveți un firewall care asigură și funcționalități de SD-WAN, o să vedeți că putem ruta automat, fără intervenția operatorului uman, conexiunea. Am introdus un delay de 300 de milisecunde pe conexiunea principală și traficul va fi rerutat în mod automat. Pe cea de-a doua conexiune, vedeți, în 0,4 milisecunde acum, în 1-2 secunde. Este foarte important să aveți această rerutare făcută rapid, să identific aplicația, calculezele au și rerutezi pe cea de-a doua conexiune, conexiunea ca utilizatorul să aibă o experiență cât mai bună. Și v-am spus, pentru asta noi folosim asicuri dedicate, mai ales pe appliance-urile mai mari. Deci, 1,2 minute, 1 minut și 20 secunde, aproape 3 minute. Haideți să vedem cum funcționează partea de VoIP. Aici, pur și simplu, ca să exemplificăm, am folosit noi un client de SIP în Demo Lab. Am stabilit call-ul, am stabilit apelul respectiv. Am introdus delay de 300 milisecunde. Fie că vorbim de un iPhone, un Android care e conectat voice over Wi-Fi
sau folosim, nu știu, telefoane IP, sau folosim Skype, sau folosim Zoom, sau avem aplicații de voce. Dacă s-a introdus delay-ul, s-a făcut rutarea automată, ați văzut, da? Dar acum am mai făcut un lucru. Pe cea de-a doua conexiune, care era funcțională, da, aceasta cu 0,5 milisecunde, că am rerutat pe ea, am dezactivat-o cu totul, da? Deci s-a dezactivat cu totul. Vedeți, să mai dau puțin înapoi pentru a vedea mai bine. Da, deci am rerutat din 300 de milisecunde, am rerutat a doua conexiune și acum funcționez pe conexiunea mai bună, pe a doua. Dar dacă dezactivez aceasta cu totul, vocea revine în mod automat pe prima conexiune aia care era proastă, avea 300 milisecunde, dar nu mai am altă opțiune, da? Deci aveam pe asta cu 300 milisecunde, m-am mutat pe a doua de 0,4 milisecunde, dacă am dezactivat-o, a sărit înapoi pe primul port. Dacă reactivez la loc portul 1, o să vedeți că aplicația sare în mod automat dacă am activat-o, sare din nou pe această conexiune de 0,4 milisecunde. Deci este foarte important ca toate aceste lucruri să se întâmple într-un mod stabil, reliable. La fel pentru aplicațiile de Office 365, puteți vedea cu funcționalitățile Zdivan, avem de făcut o prezentare, șeful ne cere să facem prezentarea foarte rapid. Dacă avem probleme cu conexiunea la internet, ne vom face nervi. Vedeți cât de greu se poate încărca în stânga și cât de rapid se încarcă în dreapta. Sunt tot felul de protocoale care vin ca suport pentru SD-WAN. Dacă avem de transmis fluxuri video, putem face o duplicare de pachete pe tunele VPN sau putem face un port error correction, un fel de RAID, să spunem. Deci trimitem niște pachete în plus de control, astfel încât dacă se pierd din pachetele de video, să putem reface pachetul original. Ca analogie, fix funcționalitatea de RAID. Îmi pică un hard disk, dar am un hard disk de control pe baza căruia pot reface informațiile care erau stocate inițial. Dacă se activează acest forward error correction, va fi un increase de bandwidth. Colegii mei în Sofia Antipolis, când au testat, au avut și până la 20% increase, dar dacă pentru mine e critic, am bandă suficientă, în România, de exemplu, banda este suficientă, pot avea probleme de delay sau de jitter, dar lățimea de bandă există și dacă vreau să am fluxuri video pentru videoconferințe acum în perioada aceasta de carantinare care să meargă fără probleme, atunci pot activa acest forward error correction. Cam acesta a fost maratonul, trecând prin partea de endpoint CMS. Portofoliul Fortinet este unul foarte mare. Nu putem trece prin toate subiectele într-un timp atât de scurt, dar am atins câteva din topicuri. Spuneți-mi, vă rog, dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, pot trece succint în revistă. Mai avem la dispoziție 6 minute, câteva categorii de produse în portofoliul Fortinet. Am și interfețe pentru el, așa să vă arăt ce înseamnă Fortinet. AI, Artificial Intelligence, este un echipament lansat acum câteva luni și vă dau câteva, vă pot spune câteva cuvinte despre FortiAI, FortiCM și așa mai departe. Dar dacă sunt întrebări, curaj. Ar fi două întrebări, Silviu. Una, sper că am înțeles-o corect și se referă la VPN. Dacă calculatorul de acasă de pe care lucrează userul autorizat nu are licențe pentru aplicații, poate accesa stația de la serviciu? Noi putem controla aplicațiile, putem vizualiza aplicațiile care sunt instalate pe client prin intermediul MSU-ului.
Și prin intermediul MS-ului, prin acest client de MS, pot vedea dacă în zona aceasta de software inventory, dacă clientul respectiv a instalat, utilizatorul respectiv a instalat o aplicație și nu avea voie să o instaleze. Când definesc și pot să-l pun, îi pot bloca accesul, pot pune automat în carantină. Dar dacă vreau o automatizare avansată, a instalat ceva, a instalat o aplicație și să-i fie blocat accesul, pentru aia vom avea nevoie de EDR, Forti EDR, care este un alt agent pe care îl punem la dispoziție. Pot să o fac. Ați văzut că sunt automatizate procesele dacă nu îmi respectă partea de compliance, dacă nu, dar la modul, nu are antivirusul activ, e virusat, s-a detectat un virus, nu are URL filtering-ul activ, dar pentru partea aceasta granulară, la nivel de aplicații, recomandarea este EDR ca să automatizăm cât mai mult procesul, așa cum îl automatizăm pentru calupurile acestea mari, principale. Dar v-am spus, FortiClient-ul e ca un bodyguard la intrarea în discotecă. Dacă vreau o monitorizare permanentă în funcție de ce procese încep să pornească, să ruleze, atunci este nevoie de FortiEDR. Ok, perfect. Așa, știu că ai făcut niște comparații în prezentarea ta cu ceilalți vendori și n-ai vrut să intri foarte mult. Pot intra dacă... E o întrebare targetată pe Cisco aici și da, legată de părerea pe care o are Fortinet în raportul securitate versus cost, unde vă aflați voi cu soluțiile de securitate față de Cisco. Da. Eu vă recomand NSS Labs, un third party, adică nu neapărat să credeți statementul meu, pentru că lucrez la Fortinet. Când lucram la integrator acum vreo 10 ani, m-am dus peste șef și am spus Fortinet is the next big thing. M-am uitat la cost pentru throughput-ul de VPN în IPsec. Eram de multe ori, e un ordin de mărie, în an, de câteva ori mai jos decât ca preț, decât Cisco și ca performanțe de vreo 3-4 ori mai sus. Din păcate, mulți vendori nu vor publica throughput-ul de SSL și de IPsec în datasheet-uri, deci căutați la vendorul pe care veți, clientul dorește să-l implementeze, nu veți găsi, unii refuză, unii, n-am stat să mai investighez acum, dar eu vă recomand rapoartele NSS Labs și nu știu dacă am foarte rapid la îndemână, am pentru partea de SD-WAN și dacă nu știu, e timp, vedeți, avem, suntem pe SD-WAN, nu doar Gartner ne-a dat lider, ne-a dat și NSS Labs. Și dacă ne ducem în zona de costuri, uitați cam cât costă un, să șterg ăsta de aici, cam cât costă un Fortinet, da? 138.000 față de 1.000.000 și, da, sau jumătate de milion. Sau NSS Labs spune că Fortinet costă $4 pe megabit pe secundă versus ceilalți vendori. Aceasta este pentru SD-WAN. Nu știu dacă e 12 ceasul deja, ar trebui să-mi caut. Similar avem și pentru Next Generation Firewall. Deci nu pentru, doar pentru SD-WAN, suntem mult mai ieftini decât ceilalți. Unii, o să găsiți NSS Labs, cred, pentru security. La SD-WAN Cisco a refuzat participarea. Nu stau să... Poate când le găsești, o să le putem trimite, da, putem, exact, la webinar pe e-mail ulterior. Perfect, atunci așa facem. După închiderea webinarului, revenim, nu știu dacă în cursul zilei de astăzi sau mâine, cu prezentările acestea. Am să includ și rapoartele NSS Labs, o parte din ele, dar pot fi accesate. Deci puteți
pot fi accesate de către clienți. Excellent. Trebuie să verific puțin, noi le-am plătit și știu că avem voie să le share-uim. Trebuie să verific exact toți acești third party fac pe bani toate aceste analize, astfel încât clienții să ia deciziile cele mai bune. Dar vom share-ui informațiile, le trimitem pe e-mail și le puteți da mai departe. Excellent. Participanților din webinar. Ok, nu știu dacă ai apucat să urmărești, eu am rulat și câteva sondaje scurte pe parcursul prezentării tale și o să spun rezultatele, poate tragi niște concluzii legate de ele. La întrebarea despre utilizarea serviciilor de tip public cloud care necesită un nivel ridicat de disponibilitate și ar putea fi asigurat prin implementări de tip SD-WAN, 50% au răspuns da, 50% nu dintre respondenți. Okay. 82% consideră necesară securizarea avansată a terminalelor, rețelelor și serviciilor de mesagerie, de mesagerie prin implementări de tip sandboxing. Și okay. 100% consideră necesară securizarea endpoint-urilor conectate la infrastructura companiei utilizând soluții de tip virtual patching, URL filtering sau application control. Da, mă bucur că aici într-adevăr este un acord, să spunem 100%, pentru că este cel mai important și critic. Pentru securizarea aplicațiilor în cloud, doar să vă spun așa în câteva cuvinte, avem și o soluție FortiCASB. Nu a mai existat timp pentru a o prezenta, dar ne putem conecta la Office 365, Salesforce, Dropbox, Google Drive prin niște API-uri. Deci Fortinet are o instanță, da, în cloud, care se conectează direct în aceste conturi ale utilizatorilor și putem vedea ce anume fac utilizatorii, putem primi alertă de securitate. Aici vedeți utilizatorul Silviu a modificat un fișier, dar toate modificările le-am făcut în Google. Este pentru ceea ce noi numim shadowing IT. Dacă folosim aplicațiile din cloud și nu avem vizibilitate, creăm conturi în cloud pentru o companie. Eu aici am cumpărat cu $10, nu știu, un fordemotest.com. Am cumpărat domeniul ăsta prin Google și în spate am Gmail, dar aveam o adresă de e-mail, silvia@fordemotest.com. Și mi-am dat acordul ca acest cont să fie inspectat de către FortiCASB, Cloud Access Security Broker, și puteți vedea, avem rapoarte cine ce share-uiește, cu cine share-uiește, dar nu doar pentru Google, pentru Salesforce, pentru Office 365. Avem module de DLP în el. E o componentă pentru zona de cloud care poate fi interesantă. Dacă există interes pentru acest lucru, putem să-l detaliem și pe acesta mai mult, dar e destul de straightforward, zic așa, destul de simplu și direct. Prin API-uri ne conectăm și vedem cine s-a conectat la Google. Aici și eu m-am conectat din București și apoi am făcut un tunel VPN în Franța și via VPN m-am conectat din nou la Google și mi-a spus că am călătorit în 15 minute 944 miles și ceva e suspect. Pentru a securiza și aceste aplicații legate de întrebarea de cloud, pentru soluțiile de cloud, am vorbit de SD-WAN, am mâncat un minut, două din timpul dumneavoastră, al tuturor, pentru a vă aminti și de această soluție, aplicații. Dar avem foarte multe produse, firewall-uri, analyzer, manager, access point-uri, switch-uri, mașini virtuale sau appliance-uri fizice pentru autentificare, FortiClient pe care l-am prezentat, FortiNAC este fostul Bradford, ca să știți, nu este o soluție, ea a fost lider în Gartner, nu este o soluție de network access control imatură, Sandboxing, CM este vechiul ArchLops, FortiDeceptor, FortiInsight este un agent, machine learning care se poate instala pe stațiile de lucru, este fostul ZoneFox. Deci puteți doar așa să vă notați câteva cuvinte cheie. ZoneFox, avem FortiClient, avem EDR, toate lucrează cu malware, dar dacă nu e vorba de malware, ci de lucruri curate,
dar atipice, atunci este Fort Insight, care are un engine de machine learning, învață comportamentul utilizatorului printr-un agent timp de 2 săptămâni și apoi generează rapoarte, dar nu are legătură cu accesarea de malware neapărat, cât cu comportament atipic. Dacă omul nu se mai conectează la 10 pe www, nu știu, Digi24 și începe să plece mai repede de la birou sau începe să downloadeze date, atunci un comportament atipic și este semnalizat. FortiMail pentru securizare e-mail, web, DDoS și așa mai departe. Portofoliul este foarte mare și fiecare acoperă o anumită gamă de okay. interes. Mulțumim tare mult, Silviu, pentru prezentare. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezență și pentru întrebările adresate. Sperăm că ați descoperit informații utile și că veți folosi pe viitor soluțiile Fortinet. O să revenim cu prezentarea și înregistrarea webinarului și, bineînțeles, vom răspunde solicitărilor de demo pe oricare dintre soluțiile Fortinet care considerați că vă ajută. Quartz Matrix și Fortinet vor fi întotdeauna alături de noastră cu soluții de securitate proiectate pe necesități. Nu trebuie decât să ne contactați și să ne spuneți de ce anume aveți nevoie. Noi comunicăm constant despre soluții noi și promoții atât pe website-ul quartzmatrix.ro, pe magazinul online qmart.ro, unde o să găsiți în această perioadă soluții definite pentru lucrul de acasă. Comunicăm de asemenea pe pagina de Facebook Quartz Matrix și pe LinkedIn, așa că ne puteți găsi oriunde vă este la îndemână. Până la următoarea întâlnire, că va fi online sau cum sperăm cu toții față în față, vă dorim o săptămână foarte bună, bineînțeles să rămâneți în siguranță și vă mulțumim tare mult pentru participare. La revedere, numai bine! Mulțumim, la revedere!